ziua, sunt Daniela Andreev și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Ilan Șor a rămas fără fotoliul din Parlament. Deputații au votat un proiect prin care i se retrage mandatul. Summitul Comunității Politice Europene din 1 iunie, la care vor participa aproape 50 de șefi de state și de guverne, se va desfășura în satul Bulboaca din Anenii Noi, iar măsurile de securitate vor fi stricte. Moldova va deveni pe 1 iunie centrul Europei. Ziua Tricolorului a fost marcată astăzi printr-o ceremonie scurtă și discretă în fața guvernului. Următoarele zile ne așteaptă înghețuri cu temperaturi sub 0 grade noaptea și vânt puternic. Meteorologii au emis două coduri galbene. Parlamentul a votat. Fugarul Ilan Șor a rămas fără mandatul de deputat după ce acum două săptămâni a fost condamnat definitiv la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară. Reprezentanții partidului Șor califică decizia drept una ilegală și spun că o vor contesta la Curtea Constituțională. În locul lui Șor, în Parlament, ar urma să ajungă fostul comunist și democrat Vladimir Vitiuc, cercetat în prezent pentru îmbogățire ilicită. Se constată încetarea de drept a mandatului de deputat în Parlament a domnului Ilan Șor. Articol 3. Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament ce aparține partidului politic Șor. Proiectul a fost susținut de 56 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Deputatul Maria Pancu de la PAS, alături de socialiști și comuniști, nu au votat. Cine vine după Șor? Vitiuc. Dar la el, eu nu știu, e terminat dosarul sau deodată noi stăm să votăm și pentru Vitiuc să vadă și cu dus. Și dacă noi scăpăm de Vitiuc, și ne vine Crăsaveța Violeta Ivanova. Poate nu luăm nicio decizie, să rămânem la 100. Că aici e tupic polnui. Hai, răspunde și... Dom'le, ce înseamnă răspunde? Cine i-a crescut și cine să răspundă? Adică... Deputații partidului Șor au boicotat astăzi ședința Parlamentului, la fel cum au făcut-o în ultimile luni. Pe Facebook însă reprezentanții formațiunii au scris că decizia este ilegală și că o vor contesta la Curtea Constituțională. Potrivit procedurii, în locul lui Șor în Parlament ar urma să ajungă următorul candidat de pe lista electorală din 2021 a acestei formațiuni. Este vorba de fostul deputat comunist, democrat, iar apoi membru al partidului Șor, Vladimir Vitiuc, care este unul dintre cei 13 foști deputați cercetați pentru îmbogățire ilicită. După declararea de către Parlament a vacanței mandatului deputat, noi, Comisia Electorală Centrală, avem la dispoziție 5 zile prin care urmează să ne întrunim în ședință și să luăm act de vacanța mandatului de deputat și propunem Curții Constituționale validarea mandatului următorului candidat supleant. Ilan Șor a fost condamnat la începutul lunii la 15 ani de închisoare de Curtea de Apel, fiind găsit vinovat de escrocherie și spălare de bani. Șor neagă acuzațiile, iar avocații lui susțin că vor contesta decizia la Curtea Supremă de Justiție. Ilan Șor a fugit din țară în 2019, după ce democrații au cedat puterea. Ministerul Justiției a solicitat urgentarea examinării cererii de extradare a lui Ilan Șor, însă deocamdată nu este un răspuns din partea autorităților israeliene. Locuitorii din Orhei, cei care l-au făcut deputat pe Ilan Șor, s-au arătat astăzi supărați că mandatul acestuia a fost anulat. Unii cred că Șor se va întoarce în țară și își va demonstra nevinovăția, deși este fugar în Israel de 4 ani. Alții ne-au spus că acesta trebuie să răspundă în fața legii, iar discuțiile au degenerat în ceartă pe străzile Orheiului. Ilan Șor au făcut foarte multe și continuă să facă. Și asta este un om... Bă, de el te-a furat! Ți-a luat miliardele la toate! Exact cum a furat bă, și mai așa... Nu mai furat nimeni! Sunteți cu un creier întunecat și vai de capul vostru! Mă mir de așa lume care... Cine este Șor? Este un hoț care stă bine mersi în Israel și a furat miliarde și nu unul. Депутата так, да, сняли с парламента. Это глупо, очень глупо. Вы что? Это глупость какая-то, тупость, это баранизм. Почему?
Ну а кто так делает? Credeți că merită să rămână în Parlament? Da, pentru orașul nostru tot a fost normal până acum. Și nu numai pentru oraș, dar și pentru Republică, mult s-a făcut. Ca deputat, ce-a făcut? Ce-a făcut? Dar ce nu se vede, ați văzut un oraș așa de frumos cum e Orheiul nostru? Dar ce-a făcut pentru Orhei? Puteți să-mi spuneți? Frumos a făcut. Uitați, uite ce frumos. Niciodată nu mi-a fost așa frumos cum e la moi. Dar mai concret, ce-a făcut? A făcut ea ca... Trasă frumos a făcut, curățenie, frumos, frumos. Chiar dacă și-au furat, dar măcar faci. Unii susținători ai lui Ilan Șor s-au arătat sigur că acesta se va întoarce în țară și își va demonstra nevinovăția, deși este fugar în Israel de 4 ani. Noi azi ne ducem la protest și să scoatem, chiar nu-i vinovat. Aceste femei ne-au spus că merg la protestele organizate de Partidul Șor în centrul capitalei și au recunoscut că primesc bani pentru asta. Mergeți la protestele lui Ilan Șor? Numai decât până la moarte să mă duc. Eu știu că la noi e frumos, e bine și cât de cât ne dă ajutări. Oferă, mă rog, finanță, da, ceva? Sau? Da, da. Că vă duceți? Pentru că ne ducem, ne dă de pâine, de apă. N-am anțat acolo, dar eu vreau să vii el acasă, să vedea ce să fac el dacă vine acasă. Și cam cât vă dă de pâine, de apă? Cât să ia mâncat, tați, da. 400 de lei. Da. Sunt însă și din cei care spun că dacă justiția va demonstra că Șor este vinovat de frauda bancară, acesta trebuie să răspundă în fața legii. Cei care au hotărât să-i scoată mandatul, cred că au și multă dreptate. În ceea ce au făcut bun pentru orașul Orhei, ne pare bine la toți orhienii. Cei ce au făcut rău, sunt cei care au drept să-l judece. Ilan Șor rămâne astăzi fără mandatul de deputat. Noastră ce credeți? Foarte bine. De ce? Pentru că e un hoț. Niciodată nu l-am sunat pe Șor. Întotdeauna chiar aveam ceartă cu mama mea, că e uite Șor cât i-a făcut, zic, și ce folos că a făcut, dacă tot din frat a făcut. Unii dintre locuitorii orașului Orhei s-au arătat nostalgici atunci când au vorbit de Ilan Șor și ne-au spus că speră că acesta se va întoarce în țară. E doar de dus să vedem și președinte el. Într-un an au fost la Steaua și ne-au dat cadouri. Ce v-a dat? Cozonac, șampanie. Dumnezeu să-i dea sănătate sau poartă cu genii pe drumurile vieții. Eu cred că pentru acei care l-au ales, asta e dureros, ei socot că merită. Din partea mea eu nu l-am votat și nu-mi pare rău. Mie personal, eu nici nu-i cald, dar nici frigaz, că e frig afară. Șor a fost primarul orașului Orhei între anii 2015-2019, în perioada când era cercetat și a fost condamnat de prima instanță pentru fraude la BEM. Unii șoferi din capitală și-au început ziua cu nervi și ambuteiaje. Podul de pe strada Mihai Viteazu a intrat în reparație, iar mașinile au circulat în zonă bară la bară. Un traseu în Chișinău pentru un șofer, nu știu, încearcă nervii șoferilor. Cât timp vor dura reparațiile, vă spunem în câteva minute când revenim cu mai multe imagini. Statul nu se va implica în soluționarea problemelor financiare ale Air Moldova, așa cum a cerut compania săptămâna trecută. Reprezentanții conducerii de vârf a țării susțin că întreprinderea este una privată și că autoritățile nu pot interveni. Aceștia au pasat vina pentru tot ce se întâmplă la Air Moldova pe Ilan Șor, care ar gestiona compania, și spun că procuratura trebuie să investigheze cum a fost privatizat operatorul aerian. Între timp, astăzi au mai fost anulate 3 zboruri. Cursele Chișinău-Paris, Praga-Chișinău și Verona-Chișinău, programate pentru astăzi, au fost anulate. Responsabilii de la Air Moldova ne-au spus că motivul este același anunțat anterior, problemele financiare cu care se confruntă compania. Astăzi, autoritățile au comentat petiția angajaților operatorului aerian, prin care au cerut ca statul să se implice și să ajute compania să depășească criza financiară cu care se confruntă. Președintele Maia Sandu a declarat că nu are astfel de prerogative, mai ales când vine vorba de resurse financiare. Problema cea mare
la Ermoldova este despre datoriile care au fost acumulate, datoriile enorme care au fost acumulate și care acum, iată, se caută o soluție, cine să le întoarcă. Trebuie să le întoarcă, trebuie să le acopere cei care le-au făcut aceste datorii. Și așteptăm în continuare să auzim noutăți de la procuratura, din sistemul de justiție, despre modul în care a fost falimentată această companie atunci când era în proprietatea statului, după care privatizată, pentru că e clar că a fost un proces ilegal prin care statul a fost devalizat. Și prim-ministrul a spus că statul nu se va implica în soluționarea problemelor financiare ale Air Moldova. Ilan Șor a furat 1 miliard. După care Ilan Jord a furat Air Moldova. Air Moldova, prin fraudă, a ajuns să fie controlată de către această grupare criminală. Guvernul nu va rezolva problema lui Șor sau a unei companii pe care el l-a fraudat. Este compania acestui bandit pe care noi trebuie să-l aducem acasă, care și-a bătut joc de această companie și-a băgat-o în mare... Belea, mare problemă. A folosit probabil banii, nu pentru dezvoltarea companiei, dar pentru a plăti proteste, pentru a plăti tot felul de mercenari și de bandiți să destabilizeze situația în Republica Moldova. Șeful legislativului susține că Autoritatea Aeronautică Civilă va trebui să monitorizeze ca drepturile pasagerilor să nu fie lezate în această situație. Ieri, autoritatea a declarat că a prelungit cu 5 zile controlul inopinat inițiat săptămâna trecută la Air Moldova pentru că nu a reușit să acumuleze suficiente probe. În ultimele luni, compania a anulat o serie de zboruri dinspre și spre Chișinău, invocând probleme financiare. Directorul adjunct al Autorității Aeronautice Civile ne-a spus că datoria Air Moldova față de operatori se ridică la 2,3 miliarde de lei. Compania Air Moldova, fostă întreprindere de stat, a fost privatizată în toamna anului 2018. Ziarul De Gard a scris despre legăturile ascunse dintre Ilan Șor și Air Moldova. Summitul Comunității Politice Europene, care va întruni aproape 50 de șefi de state și de guverne, se va desfășura în satul Bulboaca din Anenii Noi. Anunțul a fost făcut azi de Maia Sandu, care a declarat că pe 1 iunie Moldova va deveni centrul Europei. Pentru a asigura protecția oficialilor, vor fi luate măsuri de securitate fără precedent. Iar la acest capitol, autoritățile din Moldova cooperează cu instituțiile de securitate din alte state. La 1 iunie, în satul Bulboaca, în cadrul complexului vitivinicol Castel Mimi, țara noastră va avea onoarea, pentru prima dată, să găzduiască aproximativ 50 de șefi de state și guverne și oficiali ai Uniunii Europene. Dintr-o zonă necunoscută multora, Moldova va deveni pe 1 iunie centrul Europei. Desfășurarea summitului Comunității Europene la Chișinău este un semnal puternic de sprijin pentru țara noastră și pentru parcursul european al Republicii Moldova, a declarat Maia Sandu. Pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, summitul are o semnificație majoră. În aceste vremuri dificile, când Rusia continuă să ducă un război inuman împotriva Ucrainei, sprijinul diplomatic oferit de acest eveniment este de neprețuit. Țările europene nu vor abandona Republica Moldova în nicio circumstanță. Pacea și democrația în țara noastră vor fi protejate. Măsurile de securitate care vor fi luate este cea mai importantă preocupare a autorităților de la Chișinău. Noi ne-am asumat obligația să oferim standarde, să asigurăm standarde de securitate la nivelul cel mai înalt, pentru că este vorba de prezența liderilor acestor state și lucrăm împreună cu instituțiile de securitate ale altor state, evident, după procedura și după protocolul adoptat la nivel internațional. Măsurile de securitate vor fi adoptate treptat, deci în funcție de situație și cu cât ne apropiem mai mult de eveniment, cu atât aceste măsuri vor deveni
mai cuprinzătoare. Președintele susține că se lucrează la reducerea anumitor efecte ale măsurilor de securitate asupra cetățenilor care trăiesc în zona din apropierea castelului Mimi, unde va avea loc evenimentul. Pentru organizarea summitului Comunității Politice Europene, guvernul a alocat peste 6 milioane de lei, bani din care sunt construite și reabilitate drumuri și alte obiecte de infrastructură. O parte din cheltuieli va fi acoperită din bugetul de stat, iar o altă parte va fi suportată de Consiliul Uniunii Europene. Moldova poate conta pe sprijinul țărilor nordice și baltice în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Asta au anunțat reprezentanții formatului Nord-Baltic 8, care astăzi au avut o întrevedere cu ministrul de externe de la Chișinău. Oficialii au discutat, printre altele, despre provocările cauzate de războiul din Ucraina, tentativele de destabilizare a țării și sprijinul în parcursul european al Republicii Moldova. Am discutat astăzi și progresele semnificative înregistrate de țara noastră în implementarea recomandărilor, celor nouă recomandări ai Comisiei Europene, primite odată cu obținerea statutului de stat candidat la aderare. Oficialii au discutat despre provocările cauzate de războiul din Ucraina, despre tentativele de destabilizare a situației din Moldova și despre sprijinul țărilor nordice și baltice în parcursul european al țării noastre. Moldova aparține familiei europene. În capacitatea noastră de președinte în exercițiu prin rotație în UE, noi încercăm să sprijinim avansarea Republicii Moldova în calea spre aderarea la UE cât se poate de mult. Dar accentuez, procesul rămâne bazat pe merite. Aceasta înseamnă că, în primul rând, succesele procesului depind, în primul și în primul rând, de reformele dumneavoastră. Ministrul de Externe al Letoniei a menționat că UE va ajuta Republica Moldova pentru a finaliza reformele inițiate, în special în domeniul justiției. Noi ne dorim ca în Republica Moldova să fie mai multe reforme în sectorul justiției, în combaterea corupției, în guvernare și în alte sectoare. Nord-Baltic 8 este un format din care fac parte 8 state: Lituania, Danemarca, Estonia, Finlanda, Islanda, Letonia, Norvegia și Suedia. În cadrul acestuia au loc întâlniri regulate la care se discută probleme regionale și subiecte internaționale de actualitate. Delegația miniștrilor de externe din cadrul formatului își vor încheia vizita în țara noastră pe 28 aprilie. O ceremonie care a durat puțin peste 10 minute, defilări pe muzică de fanfară și discursul președintelui. Așa a fost marcată astăzi Ziua Tricolorului la Chișinău. La evenimentul organizat în fața guvernului au participat Maia Sandu, Igor Grosu și Dorin Recean. O ceremonie a avut loc și la Ministerul Apărării. Tricolorul a fost onorat astăzi în fața guvernului la o ceremonie oficială unde a participat conducerea de vârf a țării. Astăzi onorăm tricolorul, drapelul de stat al țării noastre. Simbolul cu care ne-am dobândit independența, libertatea și suveranitatea, dreptul de a alege noi pentru noi calea pe care vrem să mergem. A fost simbolul mișcării noastre de eliberare națională. Trăiască Republica Moldova! După discursul președintelui, drapelul de stat al Republicii Moldova a fost arborat în piața Marii Adunări Naționale. Președintele Parlamentului a vorbit despre importanța simbolului de la Tribuna Legislativului. Azi, 27 aprilie, celebrăm Ziua Drapelului de Stat. Sub acest drapel, moldovenii s-au unit ca să-și ceară dreptul la limbă, la istorie și la independență. Este unul dintre primele simboluri ale Moldovei independente. O ceremonie de onorare a tricolorului a fost organizată și la Ministerul Apărării. După ce a fost adus de militarii gărzii de onoare în pas cadențat, drapelul a fost arborat pe fundalul imnului de stat în curtea instituției.
drapelul Republicii Moldova reprezintă un semn al statalității, iar pentru militari are o deosebită importanță. Militarii poartă drapelul pe uniformă. Îl salută zilnic la intrare și ieșire de pe teritoriul unității militare. Îl poartă cu mândrie la aplicații și exerciții naționale și... Ministerul Apărării a publicat și o imagine în care se vede drapelul Republicii Moldova arborat în Liban, la o bază multifuncțională la 1600 de kilometri depărtare de țara noastră. Tricolorul a fost desemnat drapel de stat pe 27 aprilie 1990 de către deputații primului parlament, fiind arborat în aceeași zi pe clădirea legislativului. Ziua drapelului de stat a fost instituită de Parlamentul Republicii Moldova la 23 aprilie 2010. Au rămas zile numărate până la alegerile din autonomia găgăuză. Lupta dintre candidații care se văd bașcan este strânsă, iar lista cu așteptările alegătorilor e lungă. Bașcan был наш местный. Думал немножко о людях. Я считаю, что Башкан должен быть грамотным. Не обещать людям золотые горы. Ce așteptări au oamenii de la acest scrutin vedeți în jurnal, când revenim și cu un reportaj despre cultura și tradițiile din regiune, descoperind astfel Găgăuzia. Rămâneți cu noi! Igor Dodon face o nouă declarație controversată. În plin război al Rusiei împotriva Ucrainei, fostul președinte a spus că îl va aduce pe Vladimir Putin în Găgăuzia dacă va deveni din nou președinte. Declarația a fost făcută la o întâlnire electorală din Comrat, unde a mers cu 4 deputați socialiști să susțină un candidat. И я лично, будучи президентом, я приезжал в Găgăuzia каждые 2 недели, ну минимум 2 раза в месяц у вас было. Бывало один. Вот если стану когда-нибудь опять президентом, нужно и Путина к вас к вам привести. Путин в Găgăuzia еще не был, но я думаю, что мы его принесем тоже. Dodon a făcut această declarație ieri la o întâlnire cu alegătorii din Comrat, scrie Europa Liberă. Se întâmplă după ce la sfârșitul lunii martie, fostul președinte a făcut o altă declarație controversată în timpul unei discuții cu localnicii din autonomia găgăuză. Declarația a stârnit un val de critici, iar Asociația Ucrainenilor din Republica Moldova a depus un denunț la procuratură, acuzându-l pe fostul șef de stat de apelul deschis pentru invazia trupelor ruse pe teritoriul Moldovei. Procuratura examinează plângerea. Dodon nu a comentat denunțul asociației, dar ulterior a încercat să se justifice. Наши рядом, я имею в виду мои депутаты, вот приходят. Говорю, что вы не думали что-то? Ni pro ruski, ni pro kogo. Și anterior, Dodon a făcut declarații de susținere a Rusiei, țară care a invadat Ucraina anul trecut, iar pe când era președinte, a zburat de nenumărate ori la Moscova. În prezent, el este cercetat în 3 dosare penale. Printre altele, este acuzat de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, corupere pasivă și acceptarea finanțării Partidului Socialiștilor de către o organizație criminală, învinuiri pe care le neagă. Dimineața a început cu stângul astăzi pentru șoferii din capitală care au ales să meargă pe podul de pe strada Mihai Viteazu. Acesta a intrat în reparații. 3 benzi de circulație pe un sens de deplasare au fost închise, iar în zonă s-au format ambuteiaje. Lucrările vor avea loc până la sfârșitul anului. Ambuteiaje mari s-au format în zona podului Mihai Viteazu din capitală. Se întâmplă după ce toate cele 3 benzi de deplasare spre strada Petricane au fost închise pentru a fi efectuate lucrări de reparație. Astfel, autoritățile au reorganizat benzele rămase deschise și le-au devizat pentru a se circula pe ambele sensuri. A venit pe aici că am crezut că e mai repede. Așa, sunteți șocat un pic? Cum? Foarte șocat. Nu știu când ați ajuns acasă. Dar unde trebuie să mergeți? La Ciocana. Передвигаться очень сложно. Пробки. Дезастру. Așa e permanent multă aglomerație, dar acum în genere. O închidere, un traseu în Chișinău pentru un șofer, nu știu, încearcă nervii șoferilor. Traficul îngreunat a blocat pe pod și o ambulanță care avea girofarul pornit.
În timp ce șoferii nervoși așteptau un ambuteiaj, muncitorii frezau asfaltul de pe pod. Responsabilii susțin că benzele de circulație vor fi închise până la sfârșitul anului. La momentul dat ne ocupăm cu niște lucrări de frezare a asfaltului. Se va scoate, adică, pe secții, da? După cum observați, podul e împărțit în mai multe secții. Podul umblă sus-jos, adică este o calitate foarte... necesită o reparație. Cei de la primărie susțin că pe toată perioada reparațiilor, transportul public ar putea înregistra întârzieri de până la 15 minute de la orarul stabilit. Totodată, pe pod este restricționată circulația autovehicolelor, în special a autocamionilor. În acest context, responsabilii îndeamnă șoferii să ocolească zona pentru a evita formarea ambuteiajelor. Podul de pe strada Mihai Viteazul a intrat în reparație la sfârșitul anului trecut, iar pentru lucrări s-au alocat 108 milioane de lei din bugetul municipal. În capitală sunt 20 de poduri, majoritatea dintre acestea fiind într-o stare proastă. Vântul se întețește, iar vremea se răcește. Meteorologii au emis două coduri galbene. Colega noastră, Francesca Gândea, vine cu amănunte. Francesca, bună ziua! Bună ziua, Daniela! Bună ziua tuturor! La sfârșit de luna aprilie, temperaturile vor scădea sub 0 grade. Astfel, codul galben de înghețuri emis de meteorologi intră în vigoare mâine și va fi valabil până sâmbătă. Noaptea vom avea minime de până la minus 2 grade, ziua însă vremea va fi caldă. Iar în sud, duminică, vor fi înregistrate 20 de grade Celsius. Totodată, la începutul săptămânii viitoare, vremea ne va bucura cu temperaturi generoase. Tot astăzi, meteorologii au emis cod galben de vânt, valabil până mâine la ora 20. Astfel, rafalele vor ajunge până la 20 de metri pe secundă. Precipitații nu se prevăd. Atât despre vreme, Daniela. Francesca, îți mulțumesc. Nu mai crede în promisiuni, dar au speranțe mari. Să fie harnic, cinstit și cu gândul la cei care l-au votat. Un astfel de bașcan își doresc locuitorii din autonomia găgăuză care duminică vor ieși la vot. Fie că optează pentru relații bune cu Rusia sau pentru integrarea în Uniunea Europeană, localnicii din regiune vor toți același lucru, să aibă un viitor prosper acasă. Bașcan был наш местный. Думал немножко о людях. Я считаю, что Башкан должен быть грамотным, знать свое дело и вести Гагаузию в хороших руслах. Не обещать людям золотые горы. Să promită puțin, dar să facă multe. Asta spun că își doresc oamenii din Găgăuzia de la viitorul Bașcan, deși lista așteptărilor este lungă. Ждем, чтобы Găgăuzia noastră сохранила свою целостность, но ни в коем случае не дай Бог, чтобы мы без Молдавии. Мы всегда в составе Молдавии. А сейчас я вижу, маленькие, что... Пенсия маленькая, что? Можно жить на эти деньги? Mulți spun că s-au dezamăgit de-a lungul anilor și nu mai cred în promisiuni. Когда у нас выборы начинаются, все кандидаты очень все хорошие. Но откуда потом эти башканы берутся, когда они уже садятся на эти кресла? Как бы начинают свои полномочия и приходит время, что у людей проблемы. В городе проблемы очень много. Despre politica externă a Republicii Moldova, locuitorii din autonomia găgăuză au păreri împărțite. Я считаю, что дружить надо со всеми. И с Россией, и за границей. Я против Евросоюза. Почему? Потому что хорошего от Евросоюза невозможно ожидать. O spune Sergei în timp ce stătea cu pașaportul în mână, pregătit să plece la muncă în Uniunea Europeană. Сейчас большинство людей едут в Европу, Чехию, Польшу, Германию. А почему вы хотите, чтобы мы остались у нас дома и чтобы Европа была у нас дома? Не желаю. Что за польза с Европы? Мой сын тоже уехал в Европу, и сказать, что он вернется сюда, нет. Значит, если молодежь уезжает туда и не возвращается, значит, там хорошо получается. Но politicii vodiat людей в заблуждение. Maria Bulukci crede că Uniunea Europeană poate fi o opțiune pentru dezvoltarea Republicii Moldova. С Европы деньги приходят сюда, и мы еще недовольны. В чем? Европа, вот эта тротуарная плитка, все Европа нам дала. Все, что сегодня, садики нам Европа, как бы деньги выделяет, школы,
тоже очень много у нас есть проекты, которые примария и исполком сотрудничают с Европой. Если мы у Европы принимаем дар, можно сказать, помощь, почему мы должны критиковать Европу? Alegerile în autonomia găgăuză vor avea loc pe 30 aprilie, iar în cursă sunt înscriși 8 candidați. Guvernator al regiunii poate fi o persoană care a împlinit 35 de ani și care a locuit cel puțin 10 ani aici în regiune. Candidații trebuie să aibă studii superioare și sunt obligați să treacă un test care să determine cât de bine cunosc limba găgăuză. Daniela Andreev, ProTV. Prinsă între tradițiile antice, dominația rusească și cea turcească, comunitatea găgăuză a reușit să-și creeze și să păstreze propria cultură. Muzica, dansul și mâncarea tradițională au un specific aparte și nu lipsesc de la nicio sărbătoare a etnicilor. De la o localitate la alta, acestea sunt pline de culoare, iar oamenii își transmit obiceiurile din generație în generație. Spre descoperirea găgăuziei, prima oprire a fost la Casa de Cultură din Comrat, orașul considerat capitala regiunii. Și dansurile sunt o parte importantă a culturii și tradițiilor acestei regiuni, iar ansamblul Duzava le păstrează și propagă de peste 50 de ani. За это время коллектив объездил всю республику, стали часто бывать в ближнем и дальнем зарубежье. Это очень часто это была Турция, Румыния, Болгария. Наша цель это сохранить, конечно, гагаузскую музыку, гагаузскую песню. Găgăuzki taneț. Al doilea popas a fost în satul Beșalma. Aici ospitalitatea oamenilor te face să te simți ca acasă. Hoş geldiniz bizim konumuza. În Beșalma am cunoscut pe membrii ansamblului SEDEF, care respectă tradițiile și obiceiurile locale. Unul dintre cele mai colorate și frumoase obiceiuri la care țin găgăuzii este nunta, așa că gospodinele din localitate ne-au arătat cum au loc pregătirile. Mândria găgăuzilor o reprezintă nunta tipică găgăuză. Mai întâi este pregătit mirele, apoi este pregătită mireasa. Totul se întâmplă în cadrul unei ceremonii cu cântece și dansuri. Schimbăm locația și ajungem în Congaz, la Găgăuz Sofrasi, iar aici descoperim bucătăria găgăuză. Hoş geldiniz! Bine ați venit! Welcome! Добро пожаловать в самое большое село в Европе Кангаз. Добро пожаловать в Гагаузи. Mâncarea tradițională găgăuză are un specific aparte. Multe bucate au la bază carnea de miel și sunt foarte condimentate. Gustul nemaipomenit al mâncării se datorează ingredientelor naturale crescute pe lângă casă, spun gospodinele. Мы готовим прекрасную выпечку гагаузскую национальную, называется кырма. На большие праздники, на любые праздники мы готовим кырма для наших гостей. Особая выпечка считается праздничная. Ingredientul principal este dragostea, spune femeia. După ce aluatul fin se întinde, se umple cu unt și brânză de vaci, se pune în tavă și se acoperă cu smântână bătută cu ouă. Apoi, tavele merg la cuptorul încins cu lemne.
Cât se coace cârmaua pe plită, se pregătește un alt fel de mâncare. Este supa națională găguscă, găguscă e bludă. Скажем, это одно из первых блюд. Здесь что входит? Баранина, наш ягненок, картошка, овощи, много перца, чеснока и, конечно, особенно ардей. Mirosul ademenitor învăluie toată curtea unde la orice pas găsești lucruri făcute de localnici. Вот это она красивая, прекрасная кырма. Și niciun vizitator nu va ieși din locuința unui găgăuz dacă nu va gusta din vinul din beci. Самое главное, сейчас мы все хотим паче, чтобы мир был. И побольше нам добра, любви в нашей любимой Молдове. У нас маленькая страна с большим сердцем, многонациональная страна. Мы хотим жить вместе, в единстве. Regele Charles și soția lui Camilla au inaugurat scena Eurovision 2023 de la Liverpool. Scena are 450 de metri pătrați. Alte detalii despre decor aflați în câteva minute la știri. Rusia a lansat un nou atac cu rachete asupra orașului Nicolaev, care nu a mai fost bombardat de la sfârșitul lunii decembrie. O persoană a fost ucisă și 23, inclusiv un copil, au fost rănite. Și regiunile Herson și Donetsk au fost atacate. Între timp, statul major de la Kiev spune că luptele s-au amplificat în Bahmut și zonele din apropiere. 4 explozii puternice s-au auzit în jurul orei 1 noaptea în regiunea Nicolaev. Ultima dată orașul Nicolaev a fost bombardat pe 31 decembrie, după care a fost relativ liniște, astfel că atacul de noaptea trecută a provocat panică. Au fost lansate 4 rachete S-300, cel puțin una dintre acestea a lovit o clădire rezidențială cu mai multe etaje, în timp ce alta a atins o reședință privată. O persoană a fost ucisă și 23 de persoane, inclusiv un copil, au fost rănite, dintre care 2 sunt în stare gravă. De asemenea, a fost avariată și o clădire istorică. Azi dimineață, rușii au atacat de 2 ori o stație de pompieri din regiunea Harkov. În urma bombardamentelor, imobilul a fost avariat, precum și echipamentele salvatorilor. De asemenea, 5 atacuri au fost lansate asupra localității Drușcovka din regiunea Donetsk. 3 locuitori au fost uciși și 4 au fost răniți. Situația pe frontul de sud-est rămâne extrem de tensionată. Statul major al forțelor armate ucrainene a spus că luptele s-au amplificat în Bahmut și zonele din apropiere, adăugând că forțele rusești nu au reușit să avanseze asupra 2 sate din nord-vest și că 10 de localități au fost ținta tirurilor rusești. Forțele rusești atacă folosind artileria. Kievul susține că rușii distrug clădirile din Bahmut pentru a împiedica pe soldații ucraineni să le folosească drept fortificații. Noi imagini filmate cu dron arată că în oraș abia dacă a mai rămas vreo casă întreagă. Pe de altă parte, șeful mercenarilor Wagner a spus că forțele sale vor avansa cu orice preț în Bahmut, oraș despre care susține că este în proporție de 80% sub controlul său și a descris drept inevitabilă contraofensiva armatei ucrainene. Сегодня идут дожди. 2 мая должен пройти последний дождик. Еще неделю надо на то, чтобы ветер высушил почву. После этого ВСУ готово будет двигаться. Будут ли они это делать на 9 мая, чтобы в кавычках испортить праздник? Может так, а может не так. Это только у нас в России принято все делать на праздники, на 8 марта и на 9 мая. Într-un interviu, ministrul ucrainean al apărării a spus că Ucraina va lansa contraofensiva pe neașteptate. Secretarul general al NATO a declarat azi că Ucraina a primit deja 98% din ajutorul promis și țările NATO au finalizat antrenamentul și au înarmat peste 9 brigăzi ale forțelor armatele Ucrainei pentru contraofensivă. Unii comentatori cred că trupele ucrainene vor ataca în sud sau sud-est, în câmp deschis către Marea Azov, cu scopul de a străpunge legătura terestră a Rusiei cu Crimeea și cu teritoriul ocupat în sudul Ucrainei.
Echipele de asistență medicală urgentă din țară vor fi dotate în premieră cu dispozitive performante pentru salvarea pacienților în stare critică. Organizația Mondială a Sănătății a donat sistemului medical electrocardiografe, ventilatoare pulmonare și aparate portabile de ultrasonografie. Lotul de echipamente, care valorează aproape 400.000 de dolari, a fost procurat cu suportul financiar al SUA. Acest tip de utilaj, de fapt, oferă cu cea mai înaltă precizie de a aborda o venă centrală. În premiera pentru țara noastră, echipele de asistență medicală urgentă vor dispune de 5 aparate portabile de ultrasonografie, ce permit investigarea pacienților cu afecțiuni grave și a celor accidentați cu leziune ale abdomenului și toracecului. Până acum se stabili de diagnosticul numai pe bază de acuzie și de anamneza pacientului, dar acum, la momentul, o să fie pe bază aparatului dat stabilită diagnostica mai performantă. Un alt dispozitiv modern care va ajunge la medicii de pe ambulanță este și electrocardiograful. Au fost donate în total 50 de unități. Este importanță pentru echipe de felceri a transmite informații de electrocardiografică pentru centru de EKG, care după aceea apreciază mai corect patologia cardiacă acută. Lotul de echipamente medicale conține și sensori pentru pulsoximetrie, pentru măsurarea saturației oxigenului în sânge, AC pentru infuzie intraosoasă folosite în cazul urgențelor majore, truse de prim ajutor, ventilatoare, pulmonare și consumabile. Instituția primește un ajutor valoros în echipamente medicale, dispozitive, care vin să îmbunătățească actul medical la toate etapele, fie că vorbim de operativitate de servirii solicitărilor, fie că vorbim de stabilirea corectă a diagnosticului. Echipamentele medicale au fost procurate de Organizația Mondială a Sănătății cu suportul financiar al Departamentului de Stat al SUA, valoarea donației fiind de circa 400.000 de dolari, adică peste 7 milioane de lei. Statele Unite sunt membre, că au finanțat mai multe proiecte de asistență medicală în toată Moldova. Echipamentele și consumabilele vor fi utilizate de echipele de asistență medicală urgentă pentru acordarea îngrijirilor pacienților în stare critică cu afecțiuni cardiace, insuficiență respiratorie, traumatisme și alte urgențe medicale. Totodată, consumabile vor fi repartizate și la 18 spitale din țară. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Olga Țapordei se află deja în studio și ne spune ce ne-a pregătit pentru astăzi. Olga, bună ziua! Bună ziua, Daniela! Să știi că am pregătit de-a dreptul O seară perfectă pentru că aștept nu una, nu două, dar trei doamne minunate. O să o cunoașteți pe Veronica Guțu Serță, care este prima și unica femeie din Republica Moldova care deține medalia celor 6 maratoane mondiale majore. La fel, o să o cunoașteți pe Rodica Nicov, cea care mi-a creat mulți ani de-a rândul ținutele mele, dar și care stilizează ținutele multor vedete de la noi din țară și nu doar. Și la fel o așteptăm pe Ana Berezovski cu o premieră aici la O seară perfectă. În câteva minute vă aștept cu mare drag! Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Olga Țapordei. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!